Bună! Începem un nou vlog, așadar, astăzi e duminică și mergem puțin până la sat, pentru că e vremea asta absolut superbă. Am reușit și eu, după 2 luni de zile de la Crăciun, să dau și eu aceste lucruri jos. De fapt, acum sunt în proces și partea drăguță este că le pot reutiliza la anul, pentru că am păstrat foliile, ele se lipesc acolo și apoi le pot pune din nou pe geamuri. Hai că nu mai am decât vreo 3-4 geamuri. Câteva minute mai târziu, treaba este gata. Pe unele din ele a trebuit să le lipesc și pe față versul, că efectiv nu mai aveam loc. Și deși am voce și nu m-am simțit chiar perfect, mă bucur tare mult că am ajuns la sat, însă nu am putut să stau atât cât mi-am dorit, nu am putut să fac atât de multe lucruri, dar mă bucur că l-am văzut pe unchiul meu și totuși am fost puțin. Și acum, în drum spre casă, citeam și mă bucuram de cerul ăsta frumos și de soarele care mai ieșea așa din când în când dintre nori. Bună dimineața, vlog! În sfârșit, după o eternitate, am și eu voce. Am putut să mă dau jos din pat, să mănânc puțin, așa că acum mă voi duce la pisicuțe să văd ce fac, să le punem mâncare, să le fac curat, să le schimb apa și să văd dacă sunt în stare să lucrez astăzi, dacă iau măcar 2-3 copii mai pe după masă sau o las pe mâine. Cumva viroza a trecut, gâtul e mai bine, dar eu tot timpul mai stau o zi, două după, pentru că mi-e frică să nu dau copiilor ceva. Așa că ieri și alaltă ieri am fost un pic mai bine și azi cred că o să pot să lucrez. Dar vedem, începem așa tiptil. Însă, în zilele astea în care nu am putut să vorbesc, să știți că nu am stat degeaba, am dat telefoane și am pus comenzi și am întâmpinat lucruri noi, am aflat lucruri noi. Am trecut așa de Dedeman și de JISC și locurile în care mai cumpăram eu mobilă și m-am dus până la Mob Expert. Am zis, gata, trebuie să iau mobilă de lemn, trebuie să fie mult mai calitativă și să mă țină 10-15 ani. Și atunci am zis, o să aleg Mob Expert și mi-am comandat câteva lucruri, o comodă, o masă, am ales-o totuși. V-am rugat pe voi să votați ce vreți, masagez mai mică sau masa tango mai mare. Și voi ați votat mulți masa mare, tango. Și am zis, ok, dacă toată lumea avea masa mare, atunci o să iau masagez mare, care era dublu la prețul celei mici. Dar nu contează, ideea e că o să fie mare și cine știe, poate că o să-mi folosească. Ce-am mai comandat? Am spus comoda jazz, masa mare jazz, un taburet jazz și un fel de panou, așa, ca un soi de cuier de pus gecile când ajung copilașii. Mai am puțin. Da, azi trebuia să fiu și la unghii. N-am putut. Sperăm că reușim mâine. Și am primit, pentru că suma era de 10.000 de lei, am primit un voucher de 2.500 de lei și am zis, hai să mai comand și un birou. Așadar am comandat și birou, dar ele vin de capul lor, cum vor. De exemplu, birou vine în 2-3 săptămâni, masa la fel, taburetul și acel panou vin undeva la finele lunii martie, celelalte vin la finele lunii aprilie, începutul lunii mai, deci niște date din astea. Eu credeam că mi le dau mâine și gata, am mobilat și complicat cu lucrurile astea mai calitative. Și în același timp mi-am făcut și griji pentru colțare, pentru canapea, pentru că am descoperit o canapea foarte confortabilă de la Ikea, dar nu mai găseam colțar, nu se mai fabrică, pur și simplu ies din fabrică, iese gama asta și nu înțeleg de ce, că e așa de confortabilă și așa de faină, dar cred că e prea scumpă și de aceea lumea nu o prea cumpără. Și atunci am sunat, am răsunat, am căutat pe grupuri, peste tot, și în sfârșit am găsit o doamnă drăguță care m-a ajutat și mi-a zis, ok,
ce vrei tu nu există, dar avem altceva care seamănă cu ce vrei tu și o să vă las pe aici așa poze ca să vedeți cam ce mi-aș dori. Și ea mi-a dat altceva, doar că este pe o culoare un fel de mentă. N-am ce să fac cu menta. Mie îmi trebuie green kiss, gri deschis sau negru sau roz pal. Și am zis, ok, facem așa și după aia schimbăm husa. Și am zis, bine, așa facem și acum sper să reușesc să facem treaba asta și măcar asta să vină cât mai repede, că e aici, în Timișoara. După care trebuie să gândim și să vedem cum facem cu gresia. Eu am parchet și am încălzire în pardoseale și pierd foarte multe grade din cauza parchetului. Și mă gândesc să pun grese, dar mă gândesc oare să pun acum, oare să pun în august, nu știu ce să fac. Așa că mi-am tot stors creierii cu treburile astea, nu mai zic că sunt și în sesiune și că mai am de pregătit ceva pentru un examen, dar am trecut cu bine și peste weekendul ăsta și acum hai la pisici să vedem ce ne așteaptă acolo. Trebuie să spăl perdelele, draperiile și geamurile, dar azi sigur nu, că e o zi prea încărcată. Cred că o să las totuși pe weekendul viitor, că am terminat cu zgrovitul, cu tot. Bine, Flavia termina, nu eu, dar să vă arăt cum se prezintă totul acum. Cam așa arată zugrăvit și pe aici, pe lângă plafonierele astea, totul e super, super fain. Și aici parcă nici n-a fost nimic superb, a făcut Flavius absolut tot. Și acum eu trebuie să fac curățenie, să mut toate astea în camera asta, pentru că aici începe să vină mobila. Și până o să ajungă, am nevoie aici de spațiu, să poată oamenii să se desfășoare, să intre, să monteze și așa mai departe. Și acum am de făcut curat. Bun, hai să aspirăm partea asta și să spălăm, să mutăm jucăriile dincolo. De fapt, trebuie să spăl și să aspir și dincolo și după aia să mut. Trebuie să las telefonul, că avem treabă. Și pisicii ăștia nu mă ajută deloc. Mai Blechi. Și s-a întrerupt dintr-o dată filmarea pentru că au apărut băieții cu această canapea. Bine, aici ne arată doar laturile și cum trebuie să îmbrăcăm. Nu știu dacă o să mă descurc, dar încerc să văd ce pot să fac. Dacă nu, măcar scap de cartoane până vine Flavius. Avem acolo o panteră și aici o parte laterală și așa arată îmbrăcată. Nu e chiar foarte complicat. E mai greu de manipulat pentru că am doar 40 de kilograme, dar altfel ar fi super ușor de ansamblat. Bucătăria și toată partea aia aspirată, spălată. Am pus acolo ansamblu de pisici. Aici aștept să vină Flavius să monteze. Am mutat toate jucăriile și astea nu le duc până când nu duc tot. Și acum mai avem realmente doar aici de organizat jucăriile și toate astea. Și într-un final a venit și Flavius de la muncă, ne-am pus să mâncat și apoi am mers super entuziasmați la apartament să vedem dacă ne descurcăm cu acest Lego, mai bine zis, dacă el se descurcă, pentru că pe mine oricum mă depășesc toate chestiile astea de la IKEA, dar asta nu a părut deloc, chiar deloc complicat. Așadar, eu am ajutat ce am putut pe aici, pe acolo, am mai pus niște perini, le-am scos că erau vidate și abia atunci am aflat că trebuie să le las să stea câteva ore, multe, multe, vreo 48 parcă, să-și revină la adevărata lor formă. Pisicii se distrau și ei pe aici, Flaviu se chinuia să pună fără să deranjeze pisicii. I-am dat drumul la muzică pe YouTube și am zis, hai să avem parte de treabă. După care ne-am dat seama că ne e foame și că nu avem nimic de mâncare în frigider și atunci zic, hai să comandăm ceva. Numai bine venea și Alexandra pe la noi, căci cu o zi înainte mama ei făcuse cremeș și nu a mai avut timp să treacă și a zis, ok, trec pe la voi. Așa că am terminat seara cu colțarul terminat, cu paste, pizza și prăji. Perinile acestea aici vor rămâne. Am înțeles că trebuie să stea 48 de ore. Așa că aici o să rămână. Mâine o să stăm dincolo să lucrăm totuși. Și da, le lăsăm să se umfle la loc, că au fost super, super vidate. Și acolo sunt husele și mai așteptăm niște huse de la Paladin de la București. Și am venit și până la Animax
Le luăm pisicilor de mâncare. Și uite ce am găsit. E fix el. Cum să fie așa de frumos acolo? Super, super repede am fost la Animax, la Pepco să luăm asta, vă arăt imediat de ce. Două căni, una pentru mine, una pentru Anca, șampon pentru pisici și șervețele. Și aici multe, multe bobițe pentru aceste pantere. Și aici avem colțarul, gata, făcut, frumos, doar că avem o mică problemă. Așteptăm să vină husa din partea asta, iar pentru perne mai așteptăm puțin și cam așa va sta până când va veni husa originală. O să fie perfect, copiii sigur o să mă înțeleagă, abia aștept să pun și perinile. Am crezut că nu o să se mai termine ziua asta. Vreau să vă zic că astea sunt chestiile mele preferate de la Mega și afine, bineînțeles. Și îmi doream să se termine ziua asta cât mai repede, să ajung acasă să mănânc acest cremeș superb, făcut de Mimi, mama lui Ale. Mimi, dacă te uiți, să știi că îți mulțumim, pentru că de fiecare dată ne faci și nouă și îl ador, absolut îl ador. Deci asta și dezbrăcata sunt singurele deserturi pe care le ador, făcute așa, la cofetărie sau în casă. Bun, aici se încheie ziua de azi, duș și ne uităm pe Antena 1 că începe o nouă emisiune, Power Couple. Sper să fie ceva de ea, o să vedem mâine, vă povestesc. Până dimineața! Mergem la unghii, pentru că uite de cât de mari. Outfit of the day, sport time. Doamne, ce vreme frumoasă! Ador când e așa soare și frumos. Place! Și am uitat să vă arăt unghiuțele. Arată superb, dar o să stea așa doar 3 săptămâni și apoi le facem frumoase pentru botez. Mai am o oră pauză până când încep munca și am zis că e perfect să mănânc și să citesc puțin. Așa că mi-am amintit să vă zic și vouă despre ce am citit în ultima perioadă. Irina Binder, Fluturi, volumul 4. Oricum o să fac la un moment dat un videoclip cu cărțile pe care le-am citit, dar până atunci vă zic așa câteva idei. Părerea mea sinceră este că acest volum chiar nu-și mai avea rostul. Mi se pare că volumul 3 și până la sfârșit s-au încheiat atât de cu sens, încât maximum era să rămână fericiți și să facă 7 copii împreună. Dar cum s-a întors povestea de pe o parte, pe alta și răsturnări de situații și complicații și... Tu, Irina... Nu Irina autorul, Irina personajul, care ești atât de moralistă, te-ai pus dintr-o dată să nu mai ții cont de nimeni și de nimic. Sunt foarte multe lucruri care se bat cap în cap. Dacă la început această Irina era un exemplu pentru orice adolescent atunci când am început eu, de fapt prin 2012 a apărut, cred, prima carte Fluturi, a fost o isterie totală cu ea, efectiv am refuzat să citesc, am aflat de ea, cred că prin 2014-2015, am refuzat să mă alătur mulțimii, după care, cred că prin 2017-2018, nici nu mai știu când le-am citit, am zis, hai să vedem despre ce e vorba. Și mi-a plăcut foarte mult și în continuare cred că sunt cele mai faine cărți scrise de vreun autor român, din astea de ficțiune, dragoste și așa mai departe. Dar nu mă refer la literatura clasică, ci la autorii contemporani. Dar când e prea mult și prea tras de păr, se simte și se vede și poți să înțeleg că oamenii vor o continuitate, pentru că nicio altă carte a ei nu a mai avut succesul Fluturilor și poți să înțeleg că vrei să profiți de vaca aceea și să mulci cât mai mult la ea, dar de fapt... N-ar trebui să facem asta. Am întrerupt programul pentru că a venit un coleg, dar nu contează, continuăm. Deci, aceasta este părerea mea despre Fluturi. Pot să înțeleg și chestiile din spate de business, pot să înțeleg absolut tot, dar consider că mi-am pierdut vremea cu aproape 500 de pagini. Așa că dacă n-ați cumpărat-o, n-o cumpărați, nu se schimbă nimic. Lucrurile doar se răstoarnă și ajung fix pe aceeași parte pe care au fost.
Nici final fericit, nici final trist, așa, ceva neutru. În schimb, trecem la ceva mult mai bun. Colin Hoover, care nu dezamăgește niciodată și de la care v-am spus că încă de anul trecut am aceste cărți, una primită de la Flavius pentru aniversarea noastră a căsătoriei și una primită de Crăciun. Așadar, nu am reușit să le citesc atunci, mi-am zis că o să le citesc acum. Și am început cu asta, cu Too Late, și am văzut că are un disclaimer aici la început, că de fapt a fost, a început să o scrie acum mulți ani, încă din 2012, că scrie aici că nu e cu viol, e cu chestii, nu-i recomandată minorilor, să ai mare grijă, să... What? Și am zis, despre ce să fie vorba? Și de fapt este vorba despre un trio amoros, ca de obicei, doar că e așa de fain scrisă, încât am avut impresia că mă uit la un film polițist, ceva de gen. Și cum tocmai am văzut Griselda, efectiv s-a legat mână în mână. Și acum v-am dat și un pont despre ce este cartea. Merită citită, sunt tot așa vreo 400 de pagini. 400? Da. Se citesc extraordinar de ușor. Eu le-am citit săptămâna trecută când eram bolnavă și n-aveam voce și n-aveam chef de nimic. Le-am citit extraordinar de repede, super fain. Mi-a plăcut mult, i-am recomandat-o și surorii mele și a luat-o și ea și acum o citește și ea. Ea citește mult mai repede, n-ai cu 200 de pagini pe zi. Eu n-am atât timp. Și când am fost bolnavă, parcă n-am avut stare, așa că acum o citesc, am citit-o și mi-a plăcut. Și acum am apucat de aceasta, încă nu știu foarte multe, dar revin peste vreo două săptămâni, că nu am timp săptămâna aceasta, am de finalizat examene, așa cum vă spuneam, mai apărut și emisiunea asta la TV, care deja îmi place foarte mult, Power Couple, luni, marți, miercuri, mă uit la ea, deci îmi pare rău, cărticico, copii mulți! Așa că pe weekend, sâmbătă și duminică, o să citesc puțin și săptămâna viitoare o să termin. Dar revin. Gata. Mâncăm și plecăm la cabinet, că e târziu deja. De ce a dat? Limba sus. Lap? La. Te? Te. Foarte bine. Ție-ți place laptele? Da. Super. Te. Te. Asta ce e? E bun. Nu știu ce Lată. E. De la? De la mașini. Ah, de la mașină? Super. De la mașini. 4. 4 are o mașină. Și bicicleta cât are? 4. Sau? Hipopotam, tigru, elefant, arici, crocodil, leu, cangur, gorilă, maimuță. Foarte bine, apoi. Și ultimul. Și o să vină iar o pauză după aceea? Sigur că da. Del? Delfin, pește, balenă, căluț de mare. Sicuțul se cam odihnește. Te odihnești și tu lângă el? Da, pot atinge coada. Sigur că îi poți atinge coada, cu condiția să nu tragi de ea, ca să nu-i doară. S-a speriat puțin, e ok, nu-ți face nimic. Dar cred că vrea să se odihnească, așa că noi venim înapoi și ne continuăm jocul. Hei, ce faci acolo? Ești bine? Sandale. Hai să vedem. A venit și Becky lângă noi. Ce spunem despre sandale? Hai, Becky, lasă-ne, te rog, să spunem. Ce înseamnă Becky? Becky este numele ei. Și cealaltă, cum o cheamă? Blackie. Ai uitat? Ce înseamnă Blackie? Negruță. Cu ce sunt diferite ele la nume? Ce litere au încă? Ce litere au diferite? Că eu simt că... Un L. Da, este un L. Băiețelul are L în plus și fetița nu îl are pe L. Becky și... Bine, și că... Blackie. Și Blackie. Asta e Blackie. Ea e fără L. Becky. Este un băiat? Ea este fetiță și celălalt care s-a jucat cu tine mai devreme este băiețelul. Haide, continuă. Uite, mutăm cartonașele. Așa, și spunem, te rog tu. În continuare. Cu sandalele te încalzi vara. Foarte bine. În dulap îți pui hainele. Trenul scoate fum. Liaci stâmpește. Cum îi spuneam? Hai, pisi. Hai! Hai! Cum îi spunem? Hai să punem noi pe M până vrea pisii să facă ceva. El vrea să se joace cu noi. Poftim!
Ți-l dau ție pe M. Unde îl punem? Hai să vedem. Hai să-i căutăm locul. Cum îi spunem? M. M. Unde-i locul lui puiu? Aici, aici. Unde punem? Bravo! M de la mama. Hai să vedem. X. Pune tu. Și cam așa se prezintă momentan colțarul. Mai lăsăm până mâine perinile și apoi le așezăm și pe ele pentru vizualizarea finală. Și acum pisicii merg la baie. Doi proaspăte ieșiți de la băiță. Nu le place băița, dar n-avem ce să facem. Nisipul are praf, așadar trebuie din când în când câte o băiță. Eu n-am pus acolo pături ca să doarmă, să se usuce, dar ei nu o să facă treaba asta. Cum vreți voi, vă pup, pa! Bună vlog! Dacă e miercuri, înseamnă că azi s-a filmat și azi am ales să filmez colecția Musette. Așadar, azi voi fi îmbrăcată, sau mai bine zis, accesorizată, cu pantofii și geanta de la Musette. Da. Dar mai întâi, mergem să ridicăm un colet de la Same Day, de la Easy Box și apoi la cabinet. Și apoi la ziua Alexandrei, pentru că azi e ziua ei. La mulți ani, surioara mea din altă mamă. Și așa arată colțarul fără perne. Deci acum o să punem și pernele. Și așa arată colțarul cu tot cu perne. Mi se pare super, super drăguț. Și cel mai important este că e confortabil. Găsesc că arată așa super cozy cu pătura aia roz acolo. Sau nu? Ziceți-mi și voi ce ar trebui să fac. Venit și un colet de la Body Shop și mi-am zis să vă arăt ce se află înăuntru. Pentru că sunt câteva favorite și anume crema aceasta este absolut favorita mea și mi-am zis de data aceasta să le încerc și pe astea, să văd care îmi plac cel mai mult cum miros. Bineînțeles, a venit cineva să revendice cutia. Hai să vedem dacă încape domnișoara Becky. Crema aceasta, Wild Jasmine, vegană, este absolut superbă. Știu că are parfum, tocmai de aceea nu o folosesc atât de des. Și de data aceasta am luat și gelul de duș. Nu știu sigur dacă o să-mi placă sau nu, dar mi-am zis să-l încerc. Și acum o să desfac și aceste două creme, să vedem care îmi place mai mult cum miroase. Și cam asta este atmosfera la Logoped Help. Un copilaș pleacă și îl așteptăm pe celălalt, de fapt pe ceilalți, că mai sunt trei astăzi. Și aici este camera de joacă pentru copii. Mai trebuie să le aranjăm aici. Cred că eu cu Ariana. Rămâne să vedem. Bun. Și a venit prietena mea și colega mea să începem treaba. De fapt, acum mai așteptăm pe copii. Isem bun dacă toarce. Da, te place. Te place. Și te miroase. Drăguță de el. Deci, bun colțarul de la Ikea. Da, super. Aici ador. Că mai înainte mi-a zis o fetiță. Îmi vine să dorm aici, e mai confortabil decât al meu. Ziua de miercuri se încheie super fain la Ale, cu Power Couple, cu Chet și cu Yanis, care ce ne arată? Dar lasă că e prostie. Ce? Tu te uiți la prostii? Lasă că e prostie. Nu cred, vreau să văd. Lasă că e cu bătaie. Ce? Dar te lasă mama ta să iei la chestii cu bătaie? Da. Bine, să vedem. E un vlogger? Da, mai, ești ceva ce comentează un joc? Nu, da. Dar cum se cheamă jocul pe care îl joacă el? Vin creator, da. Oh, super. Hai să vedem și pe sărbătorița noastră. La mulți ani! Mulțumesc! Lăsăm asta aici pe vlogul nostru să rămână para siempre. Para siempre. Iar dacă intră și cadou în decor, cutia de la cadou. Frumoasă, unde, frumoasă. Hai să ne uităm la Power Cadou de la viață. Acolo, da. Aici, da. Noi cei care te iubim. Bună vlog! Azi e joi. Nu o să se întâmple mare lucru în viața mea pentru că m-am trezit, mi-am făcut duș, m-am machiat puțin, am mâncat și acum plec la cabinet. Am de muncă de la 12 până la 8 seara. Așadar,
cam acolo o să fiu, nimic interesant pe ziua de azi, dar vreau să vă arăt ceva, ceva interesant. Ceva interesant și bun de mâncare, și anume acest aivar pe care l-a găsit Flavius, nu știu de unde a auzit, de pe TikTok, cred că de la Miloș, a auzit de el, l-a cumpărat, este absolut delicios. Eu sunt mare fan zacuscă, așadar se potrivește de minune. Și vreau să vă zic și vouă, poate vă place și vreți să-l încercați și voi. Bine, gata, hai la cabinet. Uite-te la ei, mai ce se spală. Tu ce faci, dormi? Doar atât? Sunteți foarte frumoși, atât am vrut să spun. Și am ajuns acasă și am hotărât să ne uităm la filmul acesta, dacă tot l-au pus pe Netflix. Avem cina, mașina merge, apoi un duș, poate citim o pagină, două și somn. Foarte tare filmul, mi-a plăcut super mult, i-am și dat două like-uri. Așadar, dacă aveți Netflix, neapărat să vă uitați, super, super fain. Și mă bucur că l-au pus și pe Netflix, pentru că fix în perioada când era la cinema, eu nu puteam să merg deloc. Știți deja că am povestit într-un alt videoclip cu ieșirile mele din casă. Așadar, Netflix, uite ce ocazie faină ne dă și nouă să vedem filmele tare, mai ales pe cele românești. Bine, să mergem la somn. Neața! E vineri, tocmai am aerisit, am schimbat patul, acum îl aranjez. Am pus la spălat o mașină, urmează să mai pun una, le întind, facem duș, mâncăm și plecăm la cabinet. Azi e o zi mai lejeră, am doar 4 copii, dar sunt foarte așa răsfirață în tot programul, astfel că o să fac așa treabă printre ei. Gata! Dormitorul arată perfect și miroase foarte bine datorită acelei lumânări. Și gata! E super drăgu și în living, așadar pot pleca la cabinet liniștită, că e o vreme super, super faină. Și am ajuns la cabinet mai devreme și am zis, wow, am și eu o oră jumate, pot să stau, să citesc, super! Și de fapt m-am trezit pe jos cu niște surprize din partea pisiceilor. Așadar, mai am doar o oră de citit, dar nu e nicio problemă. E mai bine atât, chiar și atât, decât deloc. Da, să ne relaxăm puțin. Și hai să le zicem împreună. A. A. E. 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 B. E. C. C. D. D. E. E. F. F. G. G. H. H. I. I. U. U. J. J. K. K. L. L. M. M. N. N. O. O. P. P. Q. Q. R. R. S. S. Ș. Ș. T. T. Ț. Ț. U. Pisi, lasă-ne. V. V. W. W. X. X. Y. Y. Z. Z. Și mai avem C. 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 G. C. G. G. K. 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 G. 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 Bravo, Luca! Bate palma! Și acum zicem câteva cuvinte. Ana. Ana. Aici. Aici. Alb. 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 Foarte bine. Apă. Apă. Casă. Casă. Masă. Masă. Foarte bine. Mână. Mână. Zână. Zână. Până. Wow! Ce fain a urcat! Cum spunem puiul? Până. Până. Bună. Bună. Bunica. Bunica. Foarte bine. Bibi. Bibi. Bebe. Bebe. Coco. Coco. Can. Uite-te la gurița lumina și zicem împreună. Flu. Fluturaș. Și aici? Ce e ăsta? Țâța. Da, el vine și de cât e un pupic. Și aici? Orita. Omida. Și aici? Busca. Da, și aici?
Dragilor, e sâmbătă, dar noi încă mai avem de lucru. Așa e, Emi? Da. Mai avem puțin de lucru, chiar dacă e weekend. Așadar, aici avem pe pisici, aici îl avem pe Emi, am așteptăm și pe Ariana și apoi mergem să o sărbătorim încă o dată pe Alexandra. Dar voi veți vedea asta săptămâna viitoare, pentru că acum vreau să urc repede vlogul ca să puteți să îl vedeți la timp. Vă pup cu drag și vă doresc un weekend minunat. Ne vedem miercuri și sâmbătă cu un nou daily. Pupici, pa, pa! Spuneți și voi, copii, pa, pa!